Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Violeta! Bună seara! Sărut mâna, doamnă! Seara. Ce mai faceți? Excelent! Ok, astă seară, hai să vă rog ce știu să fac, nu? Da! Uite ce îndrăznesc să îmbracă. Uite ce îndrăznesc, îmi place de Violeta de Mor. Mult curaj, doamnă. E o dulceață, e nemaipomenită. Bravo, Violeta. Stai succes. O doamnă dezinvoltă. Da, foarte care... glumeață, da. Relaxată. Plină de viață. Parcă anunța ceva, dar nu nimic. Deci putea să vină mai îndrăzneț îmbrăcată. Nu ar fi anunțat ce a făcut pe scenă. Ia 3 like-uri, hai să vezi. Ce? Nu. Nu o spun. Bă, după ce au căzut chiloții underwear-ii doamnei, am zis, ok, unde să mai poate duce? E, ghici. E, ghici. Ia! Nu cred. Nu există așa ceva pe pământ. Ce a făcut pe scenă este imposibil de descris în cuvinte. Dacă cineva mi-ar povesti, a zice, nu există așa ceva. Incredibil. Vă mulțumesc! Da, noi! Asta a fost numărul meu! Și asta a fost cariera mea! Da, suntem la Ai Umor! Pentru că nicăieri în altă parte nu am fi putut vedea asta fără să ne întrebăm dacă e real sau nu. După o scurtă introducere pe care a avut-o înainte de pauză, doamna Violeta e gata acum să se dezlănțuie. Nu cred. Nu cred. Nu există așa ceva pe pământ. Să cred așa ceva? Mi-am dat seama ce vrea să facă. Și mi-am dat seama că va fi un număr de senzație de music hall. Ia! Nu cred! Bă. Ce a făcut pe scenă este imposibil de descris în cuvinte. Dacă cineva mi-ar povesti, a zice, nu există așa ceva. Tu vorbești din cărți. Ha ha ha!
Incredibil. Bravo, Violeta! Te susțin! Da, vă mulțumesc! Da, noi! Asta a fost numărul meu! Și asta a fost cariera mea! Dar am înțeles de ce domnul Bendeac te-a întors cu spatele. Eu mă visez la Vocea României, domnule. Când v-ați descoperit acest talent? Oh, de foarte mult timp, dar unele persoane consideră ca fi o anomalie sau o malformație, dar pentru mine este, da, dar o mână cerească. Găsesc cumva numărul apropiat de fluierul oriental și cobra care iese din coș. Ei, da, și se înalță. Ați văzut ce falnic se înalță? Ei, cazul este un instrument, nu, Delia știe. Extraordinar, doamne. Munca acestei doamne trebuie respectată și apreciată pentru că a lucrat foarte mult ca să ajungă la o astfel de performanță. Doamnă, noi trebuie să vă întrebăm, să știți că aici este un concurs serios. A fost playback? Jumătate, da. Am înțeles. Jumătate, da. Orice artist mai cântă și pe pozitiv. Doamnă, spuneți-ne ce vârstă aveți. 60 de ani. Da, mulți înainte. Vă mulțumesc mult. Și cândva... izbit. Păi știți când m-a izbit ca să arăt acest... talent. Talent, mă rog, nu știu dacă e talent, că mă rog. Este. Păi, dar numai la ai umor poți să arăți. Evident. Ai umor descătușează spiritele. Pentru că sunteți open mind. Bravo, Violeta, bravo! Mi se pare un act de curaj, în primul rând. Felicitări doamnei. Mi se pare că trebuie să lăsăm la o parte ideile preconcepute, prejudecățile, ipocrizia dăunătoare artei. Doamnă, nu lăsați barierele societății să vă limiteze creația. Nici de cum la 50 de ani mi-am pus, am făcut augmentare mamară și am început să mă tatuez de la 50 de ani. Incredibil. De ce nu? Toate aceste schimbări le-a făcut la 50 de ani. Implanturile și tatuajele. Când altele își pun basmaua. De fapt, își pun basmaua de pe la 40. Senzațional! Lăsând aptitudinele și talentul extraordinar. Uite cât de volubilă e doamna. Deci uităm, nu știm ce a făcut. Doar uitați-vă la ea și... Prietenii dumneavoastră, vecinii, știu cu ce vă... Nu, vecinii în niciun caz, dar prieteni, da, și chiar am și... Cum, mă gândesc că mai repetați acasă și... Păi repede, de unde să știe ei, unde o bag eu. Corect. Dimineața se trezesc. Bună dimineața! La doamna pe scară nu cântă cocoș. Vecinii noastre nu trebuie să fie surprinși de brusc așa, de apariția la televizor. Eu zic că la următoarea ședință de bloc, la un moment dat să scoateți instrumentul și să le interpretați. Ah, nu, că stau în satul Dudu, Chiajna. Nu știu, poate la primărie? La primărie, doamna. Hai să ne gândim că doamna nu este din România. Vreți o secundă și o să ne dăm seama. Uite, ne gândim că e din UK. E un exemplu pentru... alte doamne în vârstă care deja nu cu ce a făcut. Nu cu ce a făcut. Dar așa, de joadă vibră. Da. Eu nu am văzut pe nimeni cu atâta dezvoltare. Bine, în primul rând, n-am văzut pe nimeni să fac asta. Mi-a cerut și o prietenă să o învăț, dar am zis, fată dragă, e mult de muncă. Să scoți aer din vulvă, e totuși. Da? Ce spui, mă, mâna? E totuși. Stai-mă puțin. Dar cu repetiție și cu antrenament se poate. Doamna a făcut din vulvă un instrument muzical. A fost playback. Nu a fost playback în totalitate. Poate a avut niște backing tracks, niște lucruri. Pentru că totuși suntem într-un platou. Condițiile nu sunt alea, adică totuși să cânti. Nu sunt condiții de live aici. Poate nu. Adică nu știi cât de complicat e. Că nu ai cântat niciodată din vulvă. Liniștește-te. Poate există un risc să nu sune bine. Să nu fie instrumentul acordat. Nu știu cum să mă exprim altfel, știi? Și atunci e bine să ții niște măsuri din asta, backup. Hai să fie niște tracuri acolo pe bandă, un pic, să mă ajute. Nu am auzit la repetiție. Ai fost la repetiție? Nu, am auzit-o. Am fost în preajmă și am auzit-o. Poate să facă asta. Fără dubii. Face asta.
Era cazul, dar era să cazul să vedem și un cazul, un fipt în... Doamna Vulvarin. Da. Da, a fost doamna Vulvarin. Dacă ar fi un supererou ăsta... Ar fi Vulvarin. I-a dat alarma. Îi face pe aia cu undele sonore. Da. Asta e superputerea ei. Puteți să-l rugați pe domnul Bendeac să arunce un ochi critic asupra situației. Eu sau no, mă prefer pe dumneavoastră, domnule. Yes! Yes! Da? Vai, doamnă! Delicioasă! Două secunde. Eu vă admir foarte mult. Pentru mine este o onoare ceea ce a spus mai devreme, dar sufletul meu este dăruit altei femei. Eu am drumul meu. Lasă, doamne, că n-am decât o vulvă, n-ai iubirea mea acolo. Vă rog să nu săriți cald. Un om de o decență rară. Doamne, sunteți incredibil de... dezinformată. Vă mulțumesc. Dar nu, e un cuvânt prea mic. Da. Vă mulțumesc. Bravo.